Vă zic și o bună dimineața, începem o nouă zi de vlog, sper să iasă, pentru că n-am mai făcut de câteva zile bune. Am fost la piață, am umplut sacoșele cu de toate, fructe, legume, nuci, o grămadă de chestii. Nu știu dacă am timp să vi le arăt neapărat, pentru că astăzi suntem pe fugă, mergem iar la fermă. Sper din suflet să fi reușit să se facă ca lumea în tura asta căpșunile, pentru că vreau să culeg să fac gem. Și sper din suflet să prindem, să fie ceva bine. Să știți că fața mea e un pic umflată la ochi, nu știu de ce. Sunt și în perioada aceea a lunii și totodată abia m-am trezit de câteva minute. Am dormit destul de rău azi noapte, nu știu să vă spun de ce, dar ca idee, deci o să mi se mai desumfle o leacă ochii. Simt că mi-intră așa ceva în ochi, că nu e normal, nu e ceva cu ce m-am obișnuit. Dar, da, îmi spuneați voi în premieră că, mă rog, o fată îmi spunea faptul că m-am îngrășat la față un pic, că ce, am mâncat pâine sau ce. Nu mănânc pâine, nu mănânc chestii de patiserie, nu mănânc dulciuri. Am grijă la alimentația mea pentru că, deși au trecut cele 10 zile de revenire, trebuie în continuare să am grijă cu mâncatul, să mănânc încet, să mestec bine. Chestii de genul, lucruri la care încă mă străduiesc, în sensul să mănânc încet, pentru că eu sunt obișnuită să mănânc foarte repede și au pe grabă și nu e prea ok, dar să sperăm că o să reușesc. Am ajuns acasă, trebuie să lăsăm lucrurile și vreau să vă spun că ne pornim pentru că este târziu. Așa că, hai, la treabă! Hai să vă arăt repede totuși că Daniel nu e gata. Am luat așa roșii cherry. Am găsit și roșii din astea super ștățele și le-am luat pe toate. La roșii nu mă dau înapoi. Îmi place. Opa, s-a stricat, s-a strivit una, ia uite. Mamă, și fix asta care era unică. Dar poate nu s-a strivit ea, că erau foarte moi oricum. Ba da, cred că ea. Dar vedem. O spăl. Vedem ce putem salva din ea. Nu, nu e ea. E asta. Ah, iuh. Mă rog, cred că tot din aceeași gamă. Dar știu că sunt super bune. Deja mi s-a făcut apă în gură. Și astea sunt verzi, dar sunt făcute. Sunt super moi. Așa le e soiul. Așa că o să vedem. Am luat niște... Daniel le spune... corcodușe. Dar ele nu sunt corcodușe. Sunt caise. Noi așa le spunem. Am luat câteva de gust. Am luat multe fructe pentru că fructele și legumele sunt cam baza la noi. Cel puțin perioada asta cât sunt ele întoi. Aici am luat 12 nectarine, că am zis să ne ajungă pe toată săptămâna. Pentru că e bătaie pe ele. Ne plac foarte mult la amândoi. Erau standard, adică nu poți să iei doar 6. Dacă vrei să iei mai multe, trebuie să iei ori 6, ori 12 și na, n-am avut, am luat 12, am zis că oricum sunt tari și rezistă. Noi poate ne ajunge mai mult de o săptămână, pentru că na, dimineața Daniel mănâncă fructe, eu mai mănânc și la prânz și na, când simt nevoia de ceva dulce, bag un fruct. Aici am luat castraveți din ăștia, tot așa erau ori, câți erau, 5 la 2 lire, ori na, 10. Și am luat 10 pentru că vreau să fac și sucuri. Și lupt așa de mâncat. Deci și așa. Bun, hai să mai împing astea de aici ca să am loc. Am destul de multe și trebuie să și le văd de unde le pun. Așa. Mai las aici. Am luat verdeață pentru că îmi place să pun la congelator. Am luat coriandru, pătrunjel și mărar. Și o să trebuiască să le pun eu în apă să nu se veștejească dacă nu le bag direct în frigider. Vedem ce loc am. Am luat pentru toată săptămâna ce vedeți aici. Cred că o să ne ajungă mult și bine. Aici am luat vinete să fac, ori dacă nu o să le bag la congelator. Vedem cum facem. Îmi place să fac vinete la cuptor, știți voi rețeta mea. Trebuie să beau ceva, că nu mai pot. Am luat porumb, că îi place lui Daniel. Astea sunt chestiile care îi plac și lui și îi cumpăr, că nu prea mănânc așa chestia acasă. Am luat lămâi, pentru că folosesc foarte des lămâi în ultima perioadă și dimineața beau foarte mult apă cu lămâie.
fără zahăr, fără nimic, ca pur și simplu apă cu lămâie și îmi place foarte mult. Și aseară am făcut lui Daniel o limonadă, bine, lui i-am făcut cu zahăr, mie mi-am făcut fără. Și i-a plăcut mult. Și am zis că de acum încolo să ia mai multe lămâi să-i fac, pentru că îi place. Am luat, era 2 lire toată punguța asta și am zis că hai să vedem totuși să văd cum sunt, dacă sunt ok de luat în viitor, pentru că sunt ok la preț, zic eu. Și mi-și place să decojez. Am luat niște mere, mi s-au părut faine. Acum sunt din astea de curte gen. Și aveam așa la în România, la Vale, unde mergem noi la unchiul. Și erau super delicioase. Acum să vedem, astea par super acrișoare. Exact cum îmi plac mie. Dar vedem. Și m-am mai luat ultima chestie, pentru că așa erau, 2 la 2 lire, cum îi spune, ananas. Au, ce mari sunt. Tot așa vreau să încerc să fac suc din el. Hai să vedem cum o să fie. Bun, pe toate astea am dat 30 și ceva de lire, deci sunt o grămadă de chestii. Am luat și pâine, dar am băgat-o deja, am luat o pâinică mică pentru Daniel, că el oricum nu prea mănâncă. Și pe toate astea am dat 30 ceva de lire. Da, cam asta e treaba. Hi, baby! Nu vă lăsați păcăliți de ce scrie pe asta, pentru că am avut o dată la cinema mai de mult și mi-a plăcut ce am păstrat-o și mi-am pus limonada în ea, cu mentă, din nou, fără zahăr, fără nimic. Și mergem la căspune, cum ziceam noi când eram mai mici. Mi-am luat și o rochiță la mine în caz de, dar uite că nu mi-am mai luat aparatul, au, le-am uitat. Hai, filmam cu telefonul azi. Mai avem puțin și ajungem, așa că am zis să filmez un pic, să vedeți și voi cum este intrarea. Pentru că asta este o fermă unde am mai fost noi odată, dar nu e cea la care v-am obișnuit. Și este un pic diferită intrarea și mersul până acolo. Sunt indicatoare, nicio problemă, nu? Vedeți? Din câțiva metri, în câțiva metri îți arată. Bă, da, mă, astea, a? Aici unde am mai fost noi, nu? Posibil că asta e. Uite, îți zice și este și maze, cum se... Ba nu, n-ai... Ba nu, nu e aia. Mai în față. Aici au și labirint. Labirint din porumb sau nu știu. Da. Și trebuie să plătești separat dacă vrei să intri în labirint, 5 lire de căciulă. Dar noi nu o să mergem în tura asta, poate o să mergem o dată, dar doar la labirint. Pentru că e fain, e și pentru copii, dar e și pentru adulți. E fain de mers așa o dată, de văzut cum e, mai ales că noi n-am fost toată în labirint, nu-i așa? N-am fost. Dar momentan o să mergem pentru fructe, să plecem fructe și să fac gem. Uite, deja se văd de la fermă roadele, ăștia sunt dovleci cultivați pe câmp. Și este și zoo aici, da, uite, țin minte, este un zoo ceva micuț. Da. Și undeva pe stânga trebuie să fie fermă aici. Destul de departe față de unde erau indicatoarele. Da, da, uite, acum mi-aduc aminte când văd... Asta, uite aici ce chezu. Eu nu prevăd animale. Da. Și încolo erau pe câmp cu căpșunile, parcă. Uite și floarea soarelui, se vede. Dar o să iau câteva cadre drăguțe și... să vă arăt porumbul. Dar labirintul nu știu pe unde e. Chiar nu știu. Uite așa acolo, cred că sunt niște pomi. Nu mai știu pomi. Cred că labirintul e în partea aia, totuși. Mai țin minte. Da, vedem, uităm. Bun. Hai că ajungem acușica. Da, așa arăta și atunci. Da. Cu cam, aici suntem. Am ce parcare. Pam, pam, hai. Bun, ne-am luat caserole din astea care țin câte un kilogram. Poate luăm un kilogram de
căpșun și un kilogram de zmeu. Și acum mergem să vedem. Iar e faină vreme. Da, e nașpa. Deci aici este porumb. Aici sunt căpșuni. Și mai încolo, mere. Mai vedem ce mai e. Dar să vedem dacă sunt de cules, că parcă câmpul cel puțin nu are. Sunt terminate. Intrăm aici în solar să vedem sau mergem mai încolo? Că astea parcă n-au. Parcă sunt înfărite doar. Da. Mi-am uitat care are un light. Mai multe chestii și... Da. Deci merele sculese nu sunt. Și da, mă, aici parcă era partea aia cu... plums, prune, dar era peste drum. Da. Bun, în față trebuie să fie. Am întrebat să văd și eu cât costă floarea soarelui. O liră, o floare. Dar nu, cred că să... Da, uite, și cred că și acolo sunt ceva prune. Da, vedem. Uite, deja văd niște căpșune. Ce am să zic, de dimineață era mult mai bine, nu era așa vânt. Dar acum... Nu știu. Aie. Este zmeură din belșug. Dar este așa de acră. E la fel de mare ca căpșuni. Hmm? E aproape la fel de mare ca și căpșuni. Ei, da. Dar mie nu-mi place. E prea acră. Adică îmi plac acri, dar parcă astea totuși sunt tot prea... Primul e bun? De unde știi? E foarte copt. Thank you.
apucăm de treabă. După ce am ajuns acasă de la Căpșuni, m-am pus pe treabă și am început să pregătesc câte ceva pentru masa de prânz și pentru seară, pentru că am tot cumpărat aceste legume, dacă tot am cumpărat aceste legume de la piață, am zis să le și facem. Așa că m-am pregătit și am pus porumbul la cuptor. Mie nu-mi place porumbul fiert și lui Daniel îi place la fel cel mai mult când este la cuptor. Așa că asta am făcut. L-am pregătit, l-am spălat și l-am pus la cuptor. În timp ce am pregătit porumbul, v-am arătat că am făcut o selecție la Căpșune, o să vedeți imediat, pentru că am vrut să păstrez și câteva pentru mâncat așa, simplu. Deci, având în vedere cât de dulci sunt și ce bune au fost, am zis să păstrez câteva și pentru casă. Între timp am făcut și mâncare pentru Daniel. Am aici piept de pui pe care l-am pus la fiert pentru că am vrut să-i fac pateu de piept de pui. Am mai făcut eu rețeta asta pe canal și o să vă spun și acum. Pur și simplu e preferata la Daniel, rețetă, o am și eu de la o prietenă din România, o am de la Ralu și de când am mâncat la ea, de atunci fac și eu destul de des. Ce fac? Am pus la fiert pieptul de pui cu puțină sare, ouă și după ce se fierbe o să vedeți voi mai încolo tot procesul și o să vă explic, dar momentan voiam să vă spun doar atât. Între timp am apucat de căpșuni să le selectez, am ales cele mai frumoase căpșuni așa, să le păstrăm pentru mâncat și am ales cât să fac de un kilogram, deci ce vedeți voi acolo era un kilogram de căpșuni. Pentru că vreau ca să fac gem. Astea sunt cele pe care le-am păstrat, să le mâncăm noi așa, să vedeți că sunt foarte faine și miros, wow. Deci eu n-am mai mâncat căpșuni așa bune, cam așa. Deci cam o oală de căpșuni au fost, bineînțeles că le-am spălat, le-am clătit în mai multe ape, le-am tăiat și le-am curățat foarte bine, încât să nu mai rămână frunze deloc. Mie nu-mi plac... Nu-mi place să rămână pe căpșuni, chiar și după ce le tai, să rămână vreun pic de frunză sau ceva, ales să vă în vedere că știu că sunt atâtea gzoabe care stau pe ele și toate cele. Bun, și le-am tăiat cât de mărunte am putut. Vedeți că mai sunt și care sunt mai verzi, dar eu cred că e ok, atât timp cât pui zahăr, nu văd care ar fi problema. Și oricum ele sunt foarte aromate, deci nu cred că a afectat cu nimic gemul meu. E prima dată când fac gem, by the way, deci și pentru mine e ceva nou. M-am uitat la câteva rețete înainte, dar am făcut-o cum am știut eu, pentru că nu are cum să nu iasă. Dacă pui zahăr și căpșuna, dacă e bună, nu are cum să nu iasă un gem sau o dulceață bună. Încerc să pun mai puțin zahăr, pentru că eu nu vreau să mai mănânc dulce așa mult, având în vedere treaba cu slăbitul și toate cele. Așa că o să vedeți că am pus numai 6 lingurițe mici de ceai de zahăr. După ce am tăiat toate frumos căpșunile, le-am spălat, v-am zis, în încă 2 ape, cam așa arată, deci nici prea mari, nici prea mici. Și ce să vedeți, m-a apucat pe mine să le zdrobesc. Mie nu-mi place să le simt mari în gem sau dulceață, așa că ce am făcut eu a fost să le zdrobesc cu blender vertical. Și pentru mine mai mult decât perfect. Am continuat cu căpșunile, v-am zis, am pus numai 6 lingurițe de zahăr, nici mai mult, nici mai puțin. Bineînțeles că am pus și lămâie, că ăsta este elementul care e comun în toate rețetele pe care l-am văzut și oricum mi-mi place foarte mult lămâia, nu-mi place să fie prea dulce gemul, deci un pic de acritură, sau, na, acreală în gem. Și cred că ajută și la închigare, dacă nu greșesc eu, dacă greșesc, vă rog să mă iertați. Deci, cum v-am zis, le-am pisat foarte bine cu mixerul vertical și cam așa au ieșit ele. Trebuia să le las un pic să se scurgă zeama din ele, să se contopească acolo cu zahărul, dar eu m-am gândit că tot aceeași brânză iese. Aici vă arătam că am încercat eu să-mi pun pe farfurie ce a mâncat pentru la prânz. Dar m-am gândit că, având în vedere că am câteva roșii care erau destul de moi, să-mi fac o salată de roșii. Acolo ce vedeți nu este brânză, este tofu. Așa că mi-am făcut o salată cu roșiile care sunt mai moi. Am pus tofu peste și aici pregăteam ou pentru maioneză. A fost și un ou pe care l-am mâncat eu, dar a fost și un ou pe care l-am pus pentru maioneză, pentru că
pateul de pui, de piept de pui pe care îl fac pentru Daniel, are nevoie de maioneză. Și aici am mai adăugat pentru salata mea și niște ardei și niște castraveți. Castraveți din ăștia micuți, nu din cei care am cumpărat azi de la piață, că am zis că să îi termin pe aceea. Mi-am pus și câteva nuci pentru că îmi plac foarte mult și sunt indicate pentru grăsimi naturale sănătoase. Am pus un pic de ulei de măsline și se contopește mult mai fain gustul atunci când pui și ulei de măsline. Aici vă arătam că am mixat pieptul de pui, l-am făcut super mărunt. Am pus un pic de sare, bineînțeles, și aici m-am pregătit să fac maioneza. Eu nu o fac la mână pentru că nu am răbdare și nici timpul necesar și nici nu-mi place, așa că o fac la mixer. Pun, na, cum se știe, un gălbenuș de ou fiert, un gălbenuș de ou crud, un pic de sare și încep să mixez. Și în timp ce mixez așa ușor, ușor, încep să adaug câte puțin ulei, câte puțin ulei. Eu pun și un pic de zeamă de lămâie, dar mai la final, pentru că nu-mi place să fie maioneza grețoasă. Și de-aia pun și puțină sare și puțină lămâie. Nu am făcut foarte multă, pentru că nu consider că acest pateu necesită foarte multă maioneză și nici nu vreau să fie prea grețoasă. Așa că o să vedeți că am făcut o cantitate destul de mică din două gălbenușuri. Cam atât am făcut, deci n-am făcut mai mult, n-am vrut mai mult. Și ați văzut că am pus și zeama de lămâie. Cam așa e consistența la maioneza mea. Și vedeți că s-a albit mult mai mult decât era înainte asta de la lămâie, clar. Am pus maioneza peste pieptul de pui și am mixat din nou. Recomandat e să faceți chestiile astea înainte, dar eu așa fac. Îmi place să, sau tur asta cel puțin. Mi-a plăcut să mărunțez dinainte puiul, deși de obicei le dădeam la robot, sincer să fiu, dar având în vedere că eu am un robot foarte mic și ar fi trebuit să fac în multe ture treaba asta. Și am zis că nu, mai bine pun tot în castron și fac în castron tot ce-mi trebuie. La acest pateu, nu știu dacă voi obișnuiți sau nu, am pus, pentru că așa este rețeta de la prietena mea, după cum v-am spus, niște ciuperci de la borcan, ciuperci care sunt murate. Și totodată am pus castravete murat. Nu știu să vă spun exact cantitățile, toate vin după ochi, pentru că nu am cantități exacte și nici nu vreau să vă zic baliverne. Așa că fiecare pune cum consideră. Puteți să gustați înainte să vedeți dacă e prea mult dintr-un aliment sau nu, dar eu v-am zis, pun după ochi, cum mi se pare mie ok. Deci v-am spus că am pus și castraveți murați, eu am castraveți murați în oțet, mie ăștia îmi plac, puteți să puneți și în sare, lui Daniel îi plac mai mult aia în sare, dar nu am găsit, așa că am pus din ăștia și cred că îi dă o dulceață mult mai faină, pateu e mult mai bun cu castraveți din ăștia în oțet. Acum, na, fiecare după preferințe. Aici vă arătam un pic și la porumb, că s-a făcut foarte fain, s-a rumenit foarte fain. E adevărat că e uscat, nu am vrut să pun nici ulei, nici sare, pentru că porumbul ăsta l-am gustat înainte să-l pun la cuptor și este foarte dulce, așa că m-am gândit că ar fi perfect așa cum e, chiar dacă poate pentru voi părea destul de uscat, mie îmi place așa și lui Daniel a plăcut și l-am mâncat așa, a pus sare, bineînțeles, pe el, eu l-am lăsat așa, mi s-a părut mult mai fain. Aici vă arătam cam cum arată gemul meu. Cam care e consistența, l-am mai lăsat puțin pentru că mai trebuia un pic îngroșat. Și să știți că l-am și gustat un pic și a ieșit destul de bun, în sensul că e un pic acrișor, dar mie îmi place mai mult așa decât să fie dulce. Prefer să fie puțin mai acrișor. L-a gustat și Daniel, a zis că e ok. Na, pentru prima dată făcut, i-am zis, dacă îl vrea puțin mai dulce, poate să mai pună niște zahăr, adică eu pot să mai pun niște zahăr. Pentru că eu nu am găsit borcane să-l punem încă la borcan, așa că l-am lăsat și cred că o să-l mai fierb odată. Aici vă arătam că eu mi-am făcut o pastă din tofu, exact în sensul sau în felul cum arată și pasta lui Daniel de piept de pui, dar a mea este numai cu tofu și legume ce ați mai văzut. Și cam asta a fost lunchul meu.